Posibil ca să vezi ceva de Crăciun. Bun. Așa. Haideți să filmăm Wine Quiver. Yeah! Astăzi filmăm două minigame-uri. Oricum ar fi ele lungi sau scurte, eu tot le voi filma. Și da. Hai. Recta. Bă, nu. Peace. Pa. Dar ce mă enervează ăștia cu săbii! Bine, game-ul ăsta e destul de bun. Apropo, am primit niște comentarii cam negative în legătură cu canalul meu, că ar trebui să încep altul sau chestii de-astea. De la mai mulți youtuberi că spuneau că sunt cam prăfălete, că n-am contact bun și de-astea. Mă rog, astăzi vreau să vă vorbesc cum să devii YouTuber în acest videoclip, care nu are niciun, absolut niciun sens, dar e foarte rage, pentru că mă enervează. Mamă, ce mă enervează! Asta vreau să vă anunț cum să devii YouTuber, că... Asta trebuie pe lângă mine. Cum să devii YouTuber? 2014, de fapt 2014-2015. Foarte ușor, simplu, etic. Primul rând, trebuie să ai o vârstă foarte bună. Asta e foarte important în categoria de YouTube. Adică dacă ai 7 ani, nu prea să te apreciezi de lumea. Deci ar fi... foarte bine să ai o vârstă decentă. Gen 12, 13, 14 ani. Sau hai 11 dacă ești matur. 11 hai. Dar 10, vă zic că lumea de vocea ta, că e subțire, etc. Și nu ți-aș recomanda, pentru că după, na. După cine știe, na, oameni s-au dus și în dieta. A doilea rând, trebuie să filmez cu ceva decent. Și cum a tras așa de repede ăla cu arcul? Mă rog, trebuie să ai o vârstă decentă. Deci, dacă ai o vârstă decentă și ai și o voce normală, o să ai apreciere. Dacă ai 7 ani, 6 ani și dacă n-ai o voce și nu ești serios în videoclipul și ai emoții, e posibil ca lumea să râdă de tine. A doilea, contentul de calitate. Trebuie să ai un content foarte bun. Să filmezi gen cu fraps, cu action sau cu OBS sau cu chestii de astea. Filmezi și să ai un comentariu bun. Adică să vorbezi despre ceva, să nu zici sau tratătorare aici, petec și bla bla bla. Și după să nu știu ce, mai faci acolo, nu prea vorbești, așa ești tăcut, pentru că e cam nașpa. E foarte, 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 foarte... foarte plictisitor. Adică doar vezi ce e pe ecran. Adică e nașpa. Vreau să mai să auzi și tu cum vorbești. Așa. Le spui și tu despre, nu știu, ce ai făcut dimineața. Dar nu chiar fix tot ce ai făcut dimineața. Adică m-am dus la toaletă, am făcut 3 litri de pipi sau ce. Așa. Trebuie să vorbești chestii interesante și chestii și să nu chiar să nu vorbești chiar tot timpul. Vorbești așa... și interesant pe scurt, adică să-i intereseze pe oameni, să-i prinzi pe oameni cu povestea, cu comentariul tău, că asta contează, nu să, că dacă îi prinzi așa, dacă vorbești așa alandala pentru tine, nu prea iese, zic de acum. În primul rând trebuie să, și a doua rând trebuie să știi să editezi, adică să iei un program decent, să redezi 720p și pentru să ai 60 de frame-uri. Pentru că dacă n-ai 60 de frame-uri și faci, de exemplu, 24p și ai filmezi 480p sau 360p, o să primi înjurături. Și numai hateri. Și după te întreba, aoleu, dar de ce am hateri? Păi trebuie să ai un cont de calitate. Că dacă n-ai, îmi pare rău. Ești mort. Oficial. A doua chestie este, sau un gaur care ar fi ea, este să fii bun la ce joci. Adică dacă, de exemplu, filmezi World of Tanks, să știi să filmezi, să știi să joci World of Tanks. Adică dacă nu știi să joci World of Tanks, atunci e rău de tot. Așa.
Așa, încă o chestie este să ai multe jocuri, adică să nu chiar ai doar un joc. De exemplu, eu o să pregătesc un joc, o să vă dau spoiler, o să pregătesc un joc pe care să joc, dar cu grafică șmecheroasă. Deci o să vedeți voi pe canal, o să vă țin la curent cu acest minigame. Va fi posibil mâine. Deci, da, nu uitați să dați like la acel videoclip, eram puțin. Să ai o voce decentă, să n-ai voce de asta, dacă ai o voce puțin mai subțire, e posibil să nu dă oamenii de tine. Dar contează foarte mult să faci conte de calitate. Dacă nu faci conte de calitate, nu câștigi nimic. Dacă faci 720p, dacă faci 480p, filmări cu lag, etc., nu primești nimic. Hai, treacă, meargă de la vreo 24 FPS-uri, dar nu chiar 3 FPS-uri, Minecraft cu 5 FPS-uri, 480p, și comentariu prost, că atunci e cam cea mai nașpa chestie. Și eu ți-aș spune să fii cât mai de calitate și să fii cât mai original. Asta vreau să mă spun, să fii original. Să nu pui numele Rafael, că o să râdă, o să zică toată lumea că te copie. Să ai un nume original și o chestie originale. Dacă nu ai chestii originale, iar și o să te înjură oamenii. Să faci videoclipuri cât poți tu de mai lungi. Nu vrem videoclipuri de 3 minute să tai tu că nu vrei. De exemplu, la un videoclip de Survivor Games nu trebuie să tai. Măcar faci partea de 1, partea 3, partea 2 sau partea 3. Nu tai din videoclipuri, că trebuie să se știe ce faci. Încă o chestie, să faci serii interesante. Adică să faci ceva ce le place oamenii. Nu faci numai aceeași chestie. Nu mai vreau Minecraft Survivor, nu mai Survivor, nu mai Survivor, nu mai Survivor. E plictisitor. Trebuie să faci ceva care să le mai placă oamenilor și, da, să faci chestii care le plac oamenilor, să fie ceva care îi captivește. Dacă vezi că le place o serie, fu! Dacă, de exemplu, faci vlog, să ai o cameră bună, să editezi bine, să ai o voce bună și să... și atâta. Nu prea contează cum arăți. Asta e o altă chestie, să-i trătru o altă categorie. Design, dacă ești la design și nu prea găsești oameni care intră la design, trebuie să știi foarte bine să faci intro. Astea alte chestii, cum cinema 4D, etică, chestia asta. Deci contează multă gaming. Deci trebuie să faci cote de calitate, să ai un comentariu bun, să faci HD, să ai microfon bun, deci asta mai contează, să ai un PC bun, măcar un i3, 3,3 GHz, hai să spunem, și filmezi cu fraps sau cu de-astea, mere. Și ai un microfon decent și ai o vârstă decentă, deci gen, hai să spunem, 12 ani sau 11, dacă ai o voce mai bună și ești matur. Dar contează din toate chestiile astea să fii matur. Nu, să nu fii plângăcios, să nu te oftici foarte repede. Bine, hai, tot să oftică, că na, e posibil să nu te oftici. Dar așa, în general, trebuie să nu te oftici. Te nervezi, dar o ții în tine, știi? Nu stai tu să te plângi, aoleo, câte dislike-uri am. Nu! Nu te plângi, rezolvi tu singur. Dă-le bloc, pur și simplu, de pe canal și termină bulci, frate. Adică, na. Frate, vorbi serios. Dacă te enervează cineva, ignoră. Nu-l înjura, că ai văzut și tu pe încă cineva care înjură. Nu. Ignoră-l și atâta. Dar am avut o problemă tehnică. Dacă, hai să spunem, dacă ai probleme familiare sau chestii de-astea, dacă ai nevoie neapărat să faci o pauză de gen, ai o problemă în casă, poți să te oprești, că nu se supără nimeni, toți să te înțeleagă, toți au avut, Doamne ferește, o problemă și trebuie să te înțeleagă, frate. E important să știi, să nu mulțumești la fiecare abonat pe care îl primești, adică, am făcut 21 de subscribe, am făcut 22 de subscribe, am făcut 33 de subscribe, nu, mulțumești la o dată, hai să spunem, o dată la 50 de subscribe, asta e o idee. Dar trebuie să știi când să mulțumești, să ai like-uri, asta contează. Dar dacă, de exemplu, n-ai like-uri, dar ai un fanbase, asta e încă bine. Cam astea sunt niște tips pe care le-am spus eu. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, dacă v-am ajutat. Acum, eu voi face un road to 10.000 gems. O să vreau că am mai mult, 9.400 gems și o să fac road to 10.000 gems. O să fac anul viitor, cred că voi face vreo 40.000 de gems, nu știu câte voi face, dar totuși o să fac eu câteva mai multe. Cam așa și pe acest episod, sper că v-a plăcut, nu uitați de mulțumesc pentru atenția acordată, scuze că am copiat, dar asta mi-a venit acum pe minte.
Ne vedem data viitoare, nu uitați de like, share, subscribe. Nu uitați să deveniți YouTuber cum puteți, să începeți cum puteți. Pa!